Prea fericitul dorește ca să nu mai aveți reprezentare pentru, să nu mai oficiați dulpe în cimitire privat. Este dată directivă. E dată, dar internă, este internă, că nu e lege. Păi internă, păi și dar nu, după ce le știu că merg. În cele private, cine o să îngroapă? Auziți? Cine credeți că mă dă zbracă? Legea civilă sau legea bisericească? Cine mă dă zbracă? Sunt o ING, o ING lusească, o să vă scandal pe asta. Mă rog, trebuie să dă o formă. Nu, 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 eu am fost un singur lucru. Vreau să fiu prea sfințitor să stau de vorbă și să discut aceste probleme pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Avem aceste situații în domeniul privat al localității, unde dumneavoastră acum spuneți că nu ar trebui să continuați să mormântați. Voi discuta și voi reglementa aceste lucruri. Sigur. Pentru că dumneavoastră mi le spuneți mie acum, prima întâlnire pe care o stau cu sfințitul, să vorbesc aceste probleme pe care mi le zic. Foarte bine, nu pot să dau, nu pot să dau un răspuns acum să spun colega. E bine sau nu e bine? Nu, sau... dar ce se poate face? Se poate trece în proprietatea bisericii terenul ăla, nu se poate trece. Și în continuare, acum, ce se întâmplă, să încep cu altceva. Echipa care o vedeți, este o echipă care e pusă pe făcut treaba. Nu politic, ce spuneam de la început, nu, trebuie să facem politica omului. Tot ce înseamnă inițiative, inclusiv ce ați invocat astăzi, trebuie să descurcăm oamenii, să scurtăm, să nu mai existe birocrație, să micșorăm drumul ăsta spre proiecte, spre a se face, fără vorbe. Și atunci să la dispoziție tot ce înseamnă cadrul legislativ, ce înseamnă informații, unde se află proiectul la minister în momentul ăla, care sunt pașii legali care se pot face, ce ține de politic. Eu vă stau la dispoziție și sunt la fel tot ca până acum. Din echipa asta cred că o să funcționeze cu totul și cetățeanul trebuie să funcționeze altfel. Adică să nu mai fie speriat, domnule, nu o să facă nimic, mă vorbe. După cum vedeți aici, nu sunt vorbe. Ce nevoi sunt, le depistăm, le identifică, și sunt toți directori la Consiliul Județean și mergem pe fapte. Hai să-i răspund părintele. Este administrația cimitirului la care aș lua București și în toate orașele mari. Păi, e administrația cimitirelor a primăriei și primăria îngroapă. Preoți. Nu preoți îngroapă. Hai să-mi înțelegem atâta timp cât se dă un loc gratuit și la Cădăraș și în orice comună, dacă dăm cimitire la biserică, dumneavoastră încasați bani. Da. Păi bun, noi nu încasăm bani, noi suntem administrație și nu încasăm bani. Îi dăm groapa gratuit. Cu ce vă deranjează treaba asta? Nu, ne deranjează proprietatea.
deranjează de loc. De ce vă deranjează proprietatea, nu înțeleg? De ce vă deranjează proprietatea? Pentru care vă desfășurați activitatea pe un loc, să sunteți proprietar pe locul respectiv. Da. Dar la noi în tot mod, cimitirul nu se mai desfințează niciodată. Cimitirul rămâne acolo. Ce mă? Pe ce legătură are că cimitirul rămâne acolo la noi sau la dumneavoastră? Este spațiu sacru. Trebuie să revină și să întețină biserica. De ce? De ce? Păi înseamnă că vă plătiți atunci și paleile și gardul. Păi ce cereți bani la primărie? Ce mai cereți bani la primărie?